Bine ai venit la prieteni. Bine v-am găsit, bine v-am găsit. Cu mare erai drag. Aici, da? Da, da, eram venit, eram la protocol acolo și te-am ascultat, da, excepțional. Mulțumim, excepțional. Frumos. Ca de fiecare dată la tine, nici nu se fie problema. Da. Zic ce am greșit noi mai devreme, că am zis taraf, am zis ansamblu. N-ați greșit, bă, nu, n-ați greșit. Am zis taraf, am zis ansamblu, numai grup n-am zis. Noi suntem grupul Teleorman, nu, da. Care e diferența între ele? Explică-ne, să știm. Atunci când suntem și cu dansatori și când suntem cu instrumentiști, suntem cu taraful nostru, cu taraful Teleorman. Și când suntem cu dansatori, suntem cu ansamblu. Suntem un ansamblu, o formulă complexă, da, ca să zic așa. Hai că bun. Dintre cei patru copii pe care regretatul Liviu Vasilică i-a avut, tu ești singurul care duce tradiția mai departe. Am avut eu așa o ambiție în plus. Da, de ce? Adică, nu știu, de ce ești singur? În primul și în primul rând am fost singurul luat de el. Eu din 91 când. El a decis să mă ia alături de el în grupul Teleorman de la vremea aceea. El a decis. Eu am mers o perioadă lungă de timp alături de ei, atunci când puteam, că eu eram și cu școala, mă rog, cu mai multe. Când puteam, mergeam alături de ei și ușor, ușor m-am integrat foarte bine. Te-a plăcut din prima? Da. Bine, mie mi-a plăcut întotdeauna ceea ce a făcut tatăl meu. De când m-am născut, mi-a plăcut ceea ce făcea el și era normal să-mi placă. Ai făcut un gest extraordinar, ai adus astăzi cu tine și spune-mi tu ce avem aici în dreapta. Adina m-a rugat să aduc un obiect de suflet. Când m-a invitat la emisiune, m-a rugat să aduc un obiect de suflet. Ceea care ce a aparținut... Nu neapărat, ea mi-a zis să aleg eu, da. Am adus aici pingeaua tatălui meu, care este făcută de tatăl meu manual. El a făcut-o toată, în totalitate este făcută de el. Este lucrată de mâna lui mărgeluță cu mărgeluță, pentru că ipingelele nu se mai găsesc, ipingele autentice, nu se mai găsesc, din păcate. Și el a trebuit să facă o ipingea, studia foarte mult catalogele de costume populare vechi. Făcut singur? Da, e făcută de tata. Cusut, cu mâna? Cu mâna. Deci fiecare mărgeluță este pusă de mâna tatălui meu. Și croiala și tot. E făcută de tatăl meu. Între timp eu, după dispariția tatălui meu, am reușit să fac rost de o ipingea autentică. Am reușit să achiziționez. Se pare că este cea mai veche din România la momentul acesta. Are 7 kg. O să o aduc și pe aceea data viitoare. Nu vrea nimeni să o îmbrace pe aceea, că dacă stai într-un recital, să stai 45 de minute în recital, da, știi, cu ipingea de 7 kg. Da, nu vrea cât timp i-o fi luat? Foarte mult. A făcut-o pe etape. El a croit-o toată în funcție de ceea ce a găsit în cataloge. Câți ani are? Apoi, tatăl meu a purtat-o în ultimii 4 ani de viața lui. Anul acesta sunt 14 ani, da, 14 ani se împlinesc, 18 ani, da, cumva. Da. Deci în ultimii 4 ani a purtat-o el, după aceea am purtat-o eu încă 6, iar acum a fost pusă la păstrat pentru că vreau să o ținem, adică deja se cunoaște că este folosită intens, da. Și am zis că e pe cale de ea să se piardă și acum o țin acasă într-o husă specială ca să nu se întâmple ceva, e conservată foarte bine. Știu că în primii 3 ani de la dispariția tatălui tău, ție practic nici nu-ți venea să crezi că nu mai este. Nici acum nu-mi vine să cred. Ți-e greu și acum, nu? Da. Îi simți... Eu am fost învățat, eu am pornit în cariera aceasta de muzică populară, eu am cântat și alte genuri muzicale, eu am avut și o formație de alt gen muzical. De toate. Da. Din de toate. Și o să avem și proiecte viitoare cu alte genuri muzicale. Eu eram învățat să urc pe scenă și să știu că tata e acolo, el ținea totul sub control, mi-era totul foarte simplu. Când m-am trezit singur pe scenă și că tata nu mai e acolo și că nu mai am de la cine să-mi iau reperele și ceea ce trebuie să fac și că eu sunt cel care trebuie să coordoneze tot, a fost foarte greu. A fost foarte greu, lucru pe care l-a înțeles foarte puțină lume, pentru că atunci, după dispariția tatălui meu, am fost foarte atacat și... De ce? Mă rog, răutăți, cei din fostul grup al tatălui meu din ansamblu pe care tatăl meu l-a înființat. Mă rog, au fost niște orgolii prostești pe care eu vreau să le uit. Eu acum chiar vreau să... Eu chiar am făcut pace cu toată lumea și vreau, atâta timp cât o mai vrea Dumnezeu să mă țină pe pământ, să nu mai am nicio supărare cu absolut nimeni. Deci... Trăiesc de ceva vreme așa o viață de-asta de zen, așa, da, nu mai supăr, nu mai, da, n-am niciun stres, nu mă enervează nimeni nici dacă vrea. N-are cum. A fost foarte greu, cel puțin primii ani, da, foarte, foarte greu, ce să vă spun, niște trăiri puternice. Mai amintești ultimele lui cuvinte? Da, mă rog, a fost o discuție intimă, așa să zic, între mine și el în momentul în care... Tata a fost de două ori în comă și în momentul în care a ieșit din prima comă, am avut o discuție a noastră pe care rămâne... privată. Da, ceea ce am vorbit noi acolo rămâne la noi, da, să zic așa. Bun, știu că aveați o relație foarte strânsă și știu că îi plăcea foarte mult să vă gătească.
Da, da. Ce anume? Tatăl meu gătea absolut orice, deci îi plăcea. Uite, vezi, nu l-am moștenit, că toată lumea semeni cu tatăl tău. Eu nu semăn cu tata, eu nu consider că semăn. Da, eu de-abia pot să fac două părăjite, deci nu. Da. Tatăl meu gătea absolut orice, deci el când avea poftă să mănânce ceva anume și gătea singur, deci vrea absolut să facă. Orice. Da, deci da, absolut gătea, orice, da. Îi plăcea bucătăria, da, îi plăcea să mie nu. Eu n-am moștenit aspectul acesta, da. Hai să nu mai vorbim despre mâncare atât de mult în emisiune, pentru că mai e puțin și o terminăm. Mai aveți un pic. Mai aveți puțin. După pauză stați cu noi, pentru că ne și cântă, rămâne alături de noi și cântăm pe final. Ne întoarcem. Grupul Tellerman.